La fața locului s-a descoperit că două autovehicule au fost surprinse de prăbușirea podului și este vorba de o autobasculantă și de o autofurgonetă care transporta înghețată. El era în perioada de probe, din ce înțeleg, lucrarea nu era recepționată încă, deși s-au făcut teste și în ceea ce privește rezistența lui, au fost efectuate testele și au fost supus sarcinii a 10 camioane încărcate, 340 de tone, n-a reieșit nimic, a fiind neregulă atunci. Există și un dosar penal deschis. Știu că e o firmă care n-a avut probleme de acest gen până acum. El este în administrarea firmei momentan, nefiind finalizată recepția și, din ce înțeleg după primele informații, era supus în continuare testelor. Așa cum spuneam, în sarcină cu cel 340 de tone, timp de o oră, cele 10 camioane încărcate. Concluzia experților atunci a fost că totul este ok. Care e uriaș și acum dacă mă urmă, parcă e din carton așa, s-a rupt efectiv. S-a frânt. Da, este o ruină. Așa cum spuneam, e un pod lung aproape cât o stradă, are 216 metri, era peste râul Siret. Era o construcție de învergură, era un obiectiv important. Circulația va fi deviată acum prin Gâdinți. Așteptăm să vedem concluziile anchetei. Cu președintele Consiliului Județean ați discutat sau nu le răspund? N-am apucat să discut, am fost aici la fața locului și apoi în ședință. O să încerc mai târziu să dau numele.